Haide să plecăm capetele, facem liniște și să cerem ajutorul și prezența Domnului în continuare în locul acesta. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, mulțumim pentru că te-ai îndurat de noi și dintre niște oameni păcătoși și fără speranță și fără viitor ai făcut copiii de Dumnezeu. Doamne, mulțumim pentru tot aceea de care te-am cunoscut și în dimineața asta, prezența în locul acesta este dovada că vrem ca să fim cu Tine. Ne pasă de mântuirea noastră, ne pasă de veșnicie. Doamne, Te rugăm ca să lucrezi sfințenie în viața noastră. Binecuvintează fiecare suflet care se află în locul acesta. Doamne, și sfințește viața noastră prin cuvântul Tău. Vrem să ne deschidem inima. Te rog să întărești și robul Tău. Și pentru fiecare, te rog, Doamne, ca să ai un cuvânt de zidire, de curăție, de pocăință, de întărire. Și mulțumim că toate acestea le vei face, pentru că te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Și până se pregătește corul sau o cântare comună, aș vrea ca să vă salutăm pe fiecare care în dimineața asta ați ales ca să fiți în locul acesta. Domnul să fie slăvit și fiecare dintre noi să fim binecuvântați. Mă gândeam, stând acolo, ce mare har pentru noi să știi că dincolo de ceea ce se vede, de ceea ce se poate percepe, de ceea ce se poate cunoaște, există Dumnezeu. Există un Dumnezeu care știe totul, care cunoaște totul și care poate totul. Și dependența la care ne cheamă Dumnezeu trebuie să fie o realitate. V-ați gândit că în ceea ce privește mântuirea, noi ca și oameni n-am făcut nimica? N-am avut niciun aport. În ceea ce privește viața, totul e în mâna Lui. Dar și suferințele, și încercările, și bucuriile vin tot din mâna Lui. Slăvit să fie Domnul! În dimineața asta suntem împreună și mă bucur pentru că împreună putem să-L slujim pe Domnul. Fiți binecuvântați toți care sunteți aici. Mă bucur de fiecare dată când adunarea vine împreună. Și asta este dovada că suntem oameni care căutăm ca să fim plăcuți înaintea Domnului. Se poate vedea și în altă parte, se poate merge și în alte locuri. Însă atunci când căutăm părtășia în locul acesta, frați și surori împreună, mă bucur, sincer, de fiecare dată când vin aici și văd frați și surori care împreună vor ca să formeze adunare la Emanuel, să slăvească pe Domnul și să aibă părtășie unii cu alții. De aceea ne bazăm și în dimineața asta pe lucrarea Duhului Sfânt, care prin cuvânt, prin cântare, prin ceea ce se face în locul acesta, prin rugăciuni, printr-un îndemn, poate ca să întărească inimile noastre. Și cât de bine și plăcut este ca să locuiască frații împreună, Doamne, fii slăvit în continuare și binecuvintează timpul care îl petrecem aici. Amin.
Ascultăm în continuare pe fratele Laurențiu, lăudându-l pe Domnul. Slăvit, onorat și binecuvântat să fie numele Domnului. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor. Împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inima locuiește încrederea. Amin.
Amin. Până ce urmează următorul punct în program, fratele Cristian Delean de la Arad cu un solo, dacă poate și este pregătit, dați-mi voie să aduc înaintea dumneavoastră un cuvânt de încurajare pe care sunt convins că îl cunoașteți, dar pentru că pe calea credinței avem nevoie de încurajări, avem nevoie de susținere și avem nevoie de cuvânt din partea Domnului, dați-mi voie ca să vă aduc înaintea dumneavoastră un pasaj cunoscut din Proverbe, capitolul 3, versetul 1 și până la versetul 8. Cei mai mulți dintre noi îl cunoaștem, dar haideți să-l aduc înaintea dumneavoastră ca și o actualizare și ca și o îmbărbătare. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, că cele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și să vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Amin. Vă mărturisesc că aceste cuvinte au fost cuvinte de încurajare pentru mine de foarte multe ori. Și atunci când căutam călăuzire, atunci când doream ca să mă apropii de cuvânt, să găsesc un cuvânt pentru întărirea credinței mele, pasajul acesta de multe ori m-a încurajat și mi-a dat putere, vorbesc de putere spirituală, pentru ca să merg mai departe. Cred că el este actual pentru fiecare dintre noi. Cine n-ar vrea dintre noi ca să aibă trecere înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor? Nu știu dacă ați fost atenți, de multe ori în rugăciunile noastre spunem că vrem să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și asta este un lucru de dorit și este un lucru foarte frumos din partea unui credincios. Cine nu-și dorește ca să fie vorbit de bine, când spui binecuvântare, binecuvânt, este o vorbire de bine. Cine nu-și dorește ca înaintea lui Dumnezeu despre el să se spună, el este copilul meu, te-ai uitat la el, mă slujește cu credincioșie, așa cum i-a spus Domnul despre Iov. La momentul de rugăciune mi-a venit așa un gând când fratele Timotei a spus dependență. Și mi-a venit un gând, dacă trebuie ca să trăim în dependență, oare lucrul acesta nu ne determină de multe ori ca să luăm o atitudine pasivă? Păi dacă Dumnezeu face totul, ce mai îmi rămâne mie? Și mă uit la pasaje de genul acesta, luptă-te lupta cea bună, fiți credincioși, fiți treji, slujiți-vă. Mă gândesc la lucrul acesta legat de pasajul, ca să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Este o atitudine pasivă sau este o atitudine activă în care eu trebuie ca să păstrez bunătatea și credincioșia în viața mea? Nu este suficient doar să credem cuvântul, trebuie să-l punem și în aplicare. Nu este suficient doar să credem că Iisus Hristos a murit pentru noi, trebuie să-l punem în aplicare, să facem pasul următor. Dar mai spune aici așa ceva foarte interesant, că cele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Nu spune că îți vor aduce pacea și se încheie, în sensul că toată viața va fi numai pace în viața ta. Îți va aduce multă pace. Asta înseamnă că în viața noastră, ca și credincioși, probabil că vor mai fi și momente când nu vom avea pace. Probabil că nu ne vom simți confortabili. Probabil că nu vor mai fi situații, adică sigur nu vor fi situații din acestea fericite tot timpul. Dar dacă bunătatea și credincioșia, așa cum spune înțeleptul,
le vei păstra în viața ta, le vei scrie pe tăblița inimii tale, ele îți vor aduce multă pace pe pământ. Ne uităm de multe ori la noi și din neatenție, dintr-o atitudine nepăsătoare sau chiar pasivă, în loc să ne încredem pe deplin în Domnul și să căutăm bunătatea și credincioșia, vedem că în viața noastră apar alte lucruri care nu aduc pace. Doamne, dă-ne înțelepciune ca să urmărim bunătatea și credincioșia, să ne dorim să fim plăcuți înaintea Ta în primul rând și apoi înaintea oamenilor, să ne încredem totdeauna în El, să ne bazăm pe El pentru ca să fim fericiți pe pământul acesta și apoi cu El în veșnicie. Săptămâna asta mi-a picat în mână un material în care oameni care nu sunt necredincioși au știut ca să folosească aceste două caracteristici, bunătatea și credincioșia, în folosul lor pentru dezvoltarea, mă rog, afacerilor care le-au avut. Și am fost surprins un om care a ajuns, eu știu, pe o scară socială destul de înaltă și provenea dintr-o lume mai puțin cinstită, folosind caracteristici de genul bunătatea, credincioșia față de partenerii lui de afaceri, a ajuns ca să-și întemeieze un imperiu. Să știți că de multe ori și oamenii care nu sunt mântuiți folosesc lucruri ca și acestea. Și de multe ori ne uităm la ei că au succes. Și acum ne uităm la noi și sincer vă spun că mă uit câteodată în viața mea și doresc viața de sfințire și mă uit că în loc să fie roada Duhului, văd altceva și îmi pun întrebarea, Doamne, de ce e așa? De ce e așa? Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Doamne, dă-ne putere ca să urmărim bunătatea, credincioșia în fiecare zi în viața noastră, să căutăm din toată puterea noastră să le avem în viața noastră, să le trăim și să ne bazăm că Tu vei da rezolvare și izbândă la vremea potrivită. Slăvit să fie Domnul. Amin. Ascultăm acum solo.
Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Amin. Și noi am putut să spunem Lui și putem să spunem în continuare, Te-am ales, pentru că în dragostea Lui El s-a îndurat de noi și ne-a ales să-i aparținem. Amin. Mulțumim fratelui Cristi, fratelui Laurențiu, mulțumim fratelui Lică pentru slujirea prin cântare, prin cuvânt. Mulțumim corului Domnului să își înalțe numele și să-și primească slava din tot ce a avut loc până în momentul acesta, în acest loc. Mulțumim fratelui Timotei pentru timpul de la rugăciune și Domnul să fie slăvit. Câteva anunțuri pentru Biserica Domnului, cu voia Domnului și după masă la ore 18. Dorim să ne adunăm iarăși la închinare și părtășie în locul acesta și în mod special la o ocazie de vestire a Evangheliei. Așa cum a fost anunțat, rog surorile să aibă puțină răbdare. Încă n-am ajuns la colectă. Da? Vă mulțumesc. E tendința și la mine, deci nu sunt mai bun decât niciuna. Când altcineva face anunțurile să mă pregătesc pentru colectă. E bine că ați venit pregătite și nădăjduiesc ca să dăruiți cu inimă. Dar până atunci dați-mi voie să fac câteva anunțuri importante. Spuneam că duminica după masă va fi ocazie de evangelizare. Am pus deoparte aceste servicii de duminică seară de la sfârșitul lunii februarie și pe tot parcursul lunii martie, ca și oportunitate ca în locul acestei Evanghelia dătătoare de speranță și de mântuire să fie vestită. Ne rugăm pentru aceste ocazii. Ne rugăm ca Domnul să deschide inima prietenilor. Spuneți-le că îi așteptăm cu dragoste. După masă va sluji în mijlocul nostru fratele păstor Viorel Țuț împreună cu un grup din Giroc. Ne rugăm ca Domnul să le netezească drumul spre noi și să le dăruiască har în slujire. Amin. Fratele Dan Maleș este împreună cu un grup în mijlocul fraților din Jamul Mare și în zona aceea și după masă Domnul să îi însoțească pe dâns și acolo. Pe fratele păstor Emi Țundrea împreună cu frații de la Mărășești e bucurie mare pentru că Ana Maria Buzducea, copilul cu care Dumnezeu a binecuvântat familia Buzducea, astăzi va fi adusă la binecuvântare. Au ales să o facă la Mărășești, mai aproape de bunici, și fratele Emi este împreună cu dâns și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Fac acum un anunț de o altă natură, care nădăjduiesc ca să răspundă cel puțin parțial unei solicitări care au fost făcute recent și la adunare generală și înainte la întâlnirea cu frații. Un frate scump din adunare
a venit și a spus: fraților, tot vorbim despre sfințire, predicăm despre sfințire, dar totuși facem niște, și noi pocăiți, nu păcate așa de mult mai subtile, dar zice, cum să ne sfințim? Și am promis atunci, și acum mă țin de cuvânt, am comandat la editura Făclie, o editură care merită încrederea noastră și pe care titlurile le recomand cu toată căldura, o carte despre lucrare de sfințire, viața credinciosului, intitulată Doctrina și practicarea sfințeniei. Este scrisă de un pastor baptist din Anglia, este o carte accesibilă, foarte ușor de citit, cu accente doctrinare, dar și practice, care pentru cei care vă puneți întrebarea, bine, cum se realizează sfințirea? Va oferi răspunsuri biblice pertinente. O recomand cu toată căldura la standul de cărți, cei interesați puteți să intrați în posesia ei. La fel cum recomand, e adevărat, cu anumite ezitări și rețineri, dar în linii mari, cartea aceasta, Lucrare lui Hristos, conturile teologiei creștine. Ca să explic reținerile, cartea este scrisă de un pastor presbiterian. Noi suntem baptiști. Presbiterienii botează copii mici și la un moment dat el face o aluzie la practica aceasta cu care noi nu suntem de acord. Dar în rest, legat de lucrarea, Domnul Iisus ca mare preot, ca și rege, ca și profet, este o carte care merită să fie citită. Și tot cu recomandare de plină vă ofer pentru cei care doriți să dați o broșură frumoasă evanghelistică, mai ales pentru că sunt ser de evanghelizare. Cum mă poate accepta Dumnezeu? Pentru cei care sunteți interesați, la sfârșit veți intra în posesia acestor lucruri. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm Domnului cu darul de bunăvoie. Cei ce-L iubesc sunt ca soarele când se arată în puterea Lui. Despre aceasta ne vorbește și cântarea de la numărul 298. În mine azi a răsărit lumina cea de sus, ce întrece soarele pe cer, e darul lui Iisus. În mine azi a răsărit lumina cea de sus, ce întrece soarele pe cer, e darul lui Iisus. Ia-i lumină sufletească, mii de inimi se vor lumina, doar dacă fața lui Iisus în noi se va arăta. Fața Lui blândă și minunată se va arăta în viața noastră atunci când vom fi schimbați din slavă în slavă în Duhul Domnului, prin cuvântul Domnului, în chipul Domnului Iisus. De aceea și în această dimineață ne apropiem de cuvântul Scripturii și citim Scriptura de la
Cartea Judecători, capitolul 4, pagina 264, Cartea Judecători, capitolul 4, începând cu versetul 1. Judecători, capitolul 4, începând cu versetul 1. Copiii lui Israel iarăși au făcut ce nu place Domnului după moartea lui Ehud. Și Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnia la Hațor. Căpetenia oștirii lui era Sisera și locuia la Haroșet Goim. Copiii lui Israel au strigat către Domnul, căci Iabin avea 900 de cară de fier și de 20 de ani a păsat cu putere pe copiii lui Israel. Pe vremea aceea, judecător în Israel era Debora, prorocița, nevața lui Lapidot. Ea ședea sub finicul Deborei între Rama și Betel, în muntele lui Efraim, și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați. Iar trimis să cheme pe Barak, fiul lui Abinoam, din Kedesh Neftali, și i-a zis: iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeului Israel, du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului și ia cu tine 10.000 de oameni din copiii lui Neftali și din copiii lui Zabulon. Voi trage spre tine la pârâul Chison, pe Sisera, căpetenia oștirii lui Iabin, împreună cu carele și oștile lui, și voi da în mâinile tale. Barak i-a zis: dacă vii tu cu mine, mă voi duce, dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce. Ea a răspuns: voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. Și Debora s-a sculat și s-a dus cu Barak la Kedesh. Barak a chemat pe Zabulon și Neftali la Kedesh, 10.000 de oameni mergeau în urma lui și Debora a plecat cu el. Heber Chenitul se despărțise de Cheniți, fiul lui Hobab, socrul lui Moise, și își întinse cortul până la stejarul Tsaanaim, lângă Kedesh. Au dat de știre lui Sisera că Barak, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat spre muntele Taborului. Și de la Haroșet Goim, Sisera și-a strâns spre pârâul Chisonului toate carele, 900 de care de fier și tot poporul care era cu el. Atunci Debora a zis lui Barak: scoală-te, că ceată ziua când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. În adevăr, Domnul merge înaintea ta. Și Barak s-a repezit de pe muntele Taborului cu 10.000 de oameni după el. Domnul a pus pe fugă înaintea lui Barak, prin ascunzișul săbiei, pe Sisera, toate carele lui și toată tabăra. Sisera s-a dat jos din carul lui și a fugit pe jos. Barak a urmărit carele și oștirea până la Haroșet Goim și toată oștirea lui Sisera a căzut sub ascunzișul săbiei, fără să fie rămas un singur om. Amin. Doamne, acesta este cuvântul Tău. Este cuvântul pe care Tu l-ai inspirat prin Duhul Tău cel Sfânt. Și, Doamne, mărturisim în momentele următoare cu toții dependența de Duhul Tău cel Sfânt, care să ne dăruiască iluminare de care avem nevoie, să înțelegem ce vrei să ne spui și prin acest cuvânt. Doamne, mă rog ca toți cei care sunt în locul acesta, mici și mari, indiferent de vârstă, indiferent de condiție, să simtă în această zi prezența Ta și cercetarea Ta. Ai un cuvânt potrivit pentru fiecare și fă să plecăm de locul acesta ca niște oameni care am stat în prezența Ta, care ne-am închinat înainte un Dumnezeu mare și sfânt, care am înțeles încă o dată dragostea și interesul Tău pentru noi prin Domnul Iisus Hristos și care vrem să fim oameni care să stăm la dispoziția Ta toate zilele vieții noastre. Arată slava în continuare în biserica și în Hristos din neam în neam și acum și în veci de veci. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Înainte de a intra în mesajul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în această dimineață, doar vreau să vă anunț, frați și surori, iubiți prieteni, că am început prin Harul lui Dumnezeu o nouă serie de mesaje, de întâlniri la catecheză, în care împreună cu prietenii Cuvântul lui Dumnezeu dorim să explorăm învățăturile Sfinte Scripturi și ne pregătim pentru un nou botez nou testamental. Domnul să-și înalță numele. Dimineața aceasta au venit 4 persoane. Ne rugăm ca Domnul să adauge la numărul lor și pe alții și Domnul să ne dăruiască bucuria de a vedea cum suflete prețioase sunt mântuite și adăugate la poporul Domnului. Până atunci, în această dimineață, dorim să stăm lângă cuvântul Scripturii din Judecător, capitolul 4, și să urmărim în câteva momente povestea interesantă și frumoasă a Deborei și a lui Barak. N-am mai pus în titlu, eu știu, ca data trecută, povestea lui Ehud, cel stângaci care a scris istoria cu mâna stângă.
pentru că m-am gândit ce să pun la Deborah și Barak. Povestea albinei care a ajutat fulgerul nu sună interesant. Deborah înseamnă albină, într-adevăr, Barak înseamnă fulgerul, dar asocierea aceasta este poate nepotrivită. Sau povestea generalului care n-a vrut să se ducă la război decât însoțit de mama. Deborah spune despre ea: m-am ridicat ca o mamă în Israel. Și Barak spune: nu vreau să merg la război decât numai dacă vii și tu. Așa că am preferat să pun în această dimineață realizez faptul că n-am, tot mă uit acolo sus și aștept să apară, dar nu este vina celor de la stație, e vina mea. Am aici sticul cu schița, dar a rămas în buzunar. După 40 de ani, oamenii încep să uite. Fratele Mică vrea să ajute să salvăm situația în ultimul moment, dar până atunci am ales ca și subtitlu pentru predica din această dimineață un motto pe care l-am găsit și eu la fratele Daniel Brânzei. Fratele Daniel Brânzei, cunoscut de mulți dintre noi ca un om al lui Dumnezeu, un frate păstor român în Statele Unite, în Los Angeles, și fratele vorbea despre Deborah și Barak, ceva pus sub forma unui motto, motto care sună așa: când bărbații sunt copilăroși, Dumnezeu îmbărbătează femeile. Când bărbații sunt copilăroși, Dumnezeu îmbărbătează femeile. Și uneori Dumnezeu e nevoie ca să îmbărbăteze femeile, pentru că, din păcate, bărbații nu se ridică la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu și a societății cu privire la ei. Din punct de vedere a ceea ce trebuie să fie un bărbat în casa lui, întâi de toate, în familia lui, un preot în familie, un conducător, un lider spiritual, un om care să dea direcție familiei lui în slujirea lui Dumnezeu. Vreau să în această dimineață să ne uităm în câteva momente la povestea lui Deborah și Barak, pentru că aceste două personaje, această femeie și acest bărbat, care n-au fost căsătoriți, dar au lucrat împreună într-un moment critic în istoria poporului Israel. Numele lor avea să fie, să rămână pentru vecie în continuare, împreună. Și povestea lor arată, pe de o parte, neputința omului, dar pe de altă parte puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu. Ca să înțelegem bine ce se întâmplă în perioada lor, mai întâi aș vrea ca să ne uităm, să privim la povestea lui Deborah și Barak din prisma a trei imagini sau portrete pe care textul din Judecători, capitolul 4 și 5, ni le face. Întâi de toate ne uităm la portretul stării poporului Israel, portretul națiunii. Apoi ne uităm la portretul Deborei, această prorociță și judecătoare pe care Dumnezeu a ridicat-o în vremea aceea. Și apoi ne uităm la portretul lui Barak și după aceea încercăm să tragem linie și să învățăm câteva lecții spirituale pentru noi, care trebuie să le luăm la sufletul nostru și să le aplicăm în vremea noastră. Întâi de toate aș vrea să ne uităm la portretul stării poporului. Și aș vrea să notați, mulțumesc, în versetul 1, că starea poporului în vremea aceea lui Deborah și Barak era cât se poate de deplorabilă. Copiii lui Israel iarăși au făcut, spune versetul 1, ce nu place Domnului după moartea lui Ehud. Iarăși ne aflăm ca și în mesajul despre Ehud, ca și în mesajul despre Otniel, înapoi de unde am plecat, în același ciclu de idolatrie și îndepărtare de Dumnezeu, care atrage pedeapsa lui Dumnezeu pentru poporul său. Starea deplorabilă de apostazie spirituală. Poporul Israel îl părăsește pe Dumnezeul cel adevărat, care i-a izbăvit din robie și i-a adus în țara promisă după moartea lui Ehud. Timp de 80 de ani, spune capitolul 3, versetul 30, țara a avut odihnă 80 de ani în timpul vieții lui Ehud. Dar imediat după moartea acestui judecător și conducător, poporul Israel se îndepărtează iarăși de Domnul. Mă gândesc,
Acest lucru s-a întâmplat așa cum am văzut mereu și mereu. În timp ce omul lui Dumnezeu trăia, în timp ce în jurul lui erau oameni evlavioși, întreaga națiune avea modele de urmat și întreaga națiune era motivată să rămână pe calea cea dreaptă. În momentul în care murea omul lui Dumnezeu și influența celor evlavioși de națiune, națiunea nu mai avea aceste modele. Cât de actuală este istoria? Cât de nevoie avem și noi astăzi de oameni al lui Dumnezeu, de adevărați patriarhi care să umble în relație strânsă cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos, să fie modele pentru cei care vin pe urmele lor. Câte nevoie au generațiile care vin, copiii și nepoții dumneavoastră, să vadă în dumneavoastră oameni care pe măsură ce înaintați în vârstă, înaintați în părtășie cu Hristos și în umblarea cu El și chipul Lui frumos și binecuvântat este tot mai real. Mă rog din toată inima ca la Emanuel să nu fim lipsiți niciodată de modele adevărate, de oameni care să spună în dreptul lor, pentru cei din familia lor și pentru cei din jurul lor și din biserică, călcați pe urmele mele pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Oameni care să nu transmită doar reguli și legi altora, ci oameni care în viața lor să fie experimentat puterea transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu. Oameni care să transmită mireasma prezenței lui Dumnezeu și a puterii lui Dumnezeu și frumusețea lui Hristos. Pentru ca ceilalți, cei ce vin, să se îndrăgostească de Hristos și să-L urmeze la rândul lor cu credincioșie. Doamne, ridică asemenea patriarhi, bărbați și femei, care să fie modele pentru poporul Tău și pentru generațiile care vin. În vremea aceea, tocmai pentru că acești eroi al lui Dumnezeu, acești oameni care au fost folosiți de Dumnezeu, au plecat, a fost o ocazie pentru poporul Domnului să se îndepărteze după moartea lor. Apoi starea poporului, apăsare străină, datorită apostaziei, îndepărtării de Dumnezeu, a ajuns sub apăsarea popoarelor din jur. Domnul i-a vândut în versetul 2, în mâinile lui Iabin, împăratul Cananului, care domnea la Hațor. Căpetenia oștirii lui era Sisera și locuia la Haroșet, Goim. Foarte interesant, se schimbă actorii, dar situația rămâne la fel de dramatică. Odată sunt moabiții sau madianiții, altădată sunt Ecușatan Rishataim, împăratul Mesopotamiei, altădată sunt filistenii. Acum sunt cananiții care locuiau la Hațor, dar aceeași stare. Datorită păcatului, Dumnezeu îi vinde în mâna popoarelor înconjurătoare. Observați în versetul 3, spune cuvântul aici și este un amănunt interesant. Copiii lui Israel au strigat către Domnul căci acest împărat al cananiților, Iabin, avea 900 de care de fier. Spre o deosebire de Israel, care în vremea aceea încă n-au ajuns, dacă vreți, în epoca fierului și n-aveau sulițe, n-aveau scuturi, n-aveau armament. Vă aduceți aminte că pe vremea lui Saul, numai Saul avea sulițe și scut, soldații lui erau efectiv lipsiți de aceste mijloace. Toată tehnica militară avansată a acelor vremuri aparțineau dușmanilor. Dar, dragii mei, problema nu era că acești cananiți aveau 900 de care de fier, echivalentul, dacă vreți, a celor mai sofisticate tancuri de astăzi. Problema era că Israel a păcătuit și din cauza păcatului a ajuns sub apăsarea acestor oameni. Vom vedea că atunci când Dumnezeu se îndură de ei și scapă cele 900 de care de fier a lui Sisera, nu vor ajuta la nimic împotriva Domnului. Problema nu este, dragii mei, sau nu sunt circumstanțele care ne împresoară și sunt în jurul nostru acești uriași de care ne temem și situațiile acestea. Problema este relația noastră cu Dumnezeu. Căci dacă relația mea și relația ta cu Dumnezeu este bună și umblăm în ascultare de voia Lui, indiferent de cât de periculoase sunt circumstanțele și cât de mari sunt uriașii din jurul nostru,
Dumnezeu e de partea noastră și împreună cu Dumnezeu suntem întotdeauna în majoritate. Poporul Israel a ajuns sub apăsarea aceasta datorită păcatului. Și un alt lucru care arată starea tragică a națiunii în vremea aceea a fost lipsa autorității sau autoritatea slăbită. Autoritatea slăbită. Spune cuvântul lui Dumnezeu în vremea aceea, pe vremea aceea judecător în Israel era cine? Debora, o femeie. Acum, cinste Deborei, apreciere pentru femeia aceasta deosebită. Dar faptul că la cârma unui popor, poporul lui Dumnezeu, într-o vreme în care bărbații erau conducători și percepuți ca fiind adevărații lideri, e o femeie, asta n-a fost deloc un compliment pentru poporul Domnului. Știți ce spune mai târziu Isaia, prorocul lui Dumnezeu, despre condiția poporului din vremea lui? Isaia 3:12, poporul meu este asuprit de niște copii și îl stăpânesc niște femei. Poporul meu, cârmuitorii, te duc în rătăcire și pustiesc calea pe care umbli. Cu tot respectul față de surorile din adunare și față de mamele și soțiile noastre, această dimineață trebuie să spunem, Dumnezeu a lăsat conducerea în familie, în biserică și în cazul acela în națiunea lui Israel în mâna bărbaților. Problema era că starea spirituală era la un nivel atât de jos încât n-au existat bărbați al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu să-i folosească și Dumnezeu s-a folosit de o femeie și și-a arătat slava prin Debora și vom vedea și prin Iael. O criză a autorității pe care însă și Debora o recunoaște în cântarea ei. Căpetenile erau fără putere, spune cântarea Deborei în capitolul 5:7, în Israel, fără putere. Până când m-am sculat eu, Debora, până când m-am ridicat eu, ca o mamă în Israel. Deci să ne uităm puțin la portretul acestei mame din Israel, portretul Deborei. Despre ea, cuvântul Dumnezeu spune, informațiile sunt foarte scurte, foarte lapidare, faptul că era soția lui Lapidot, dar mai ales în versetul 4, ceea ce scoate în evidență cuvântul este faptul că femeia aceasta comunica cu Dumnezeu, sau mai degrabă Dumnezeu comunica cu ea. Zice, era o prorociță, era o persoană prin care Dumnezeu își făcea de cunoscut cuvântul său întregului popor. Istoria Sfintei Scripturi este presărată cu asemenea modele feminine prin care Dumnezeu a vorbit oamenilor. Dumnezeu a vorbit prin Miriam, sora lui Aron și a lui Moise. Ea a fost o prorociță. Dumnezeu a vorbit, așa cum vedem, prin Debora. Dumnezeu a vorbit prin Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher, care și ea la fel era o prorociță. Și în vremea de început a Noului Testament au existat 4 fecioare, fete fecioare în casa cui? A lui Filip, evanghelistul la Cezarea, care și ele proroceau. Poate Dumnezeu să-ți descopere cuvântul și planurile lui unei femei? Da, poate. Asta nu înseamnă neapărat că 1 Corinteni 11 și 1 Timotei capitolul 2 cu privire la rolul femeii în adunările nou-testamentale s-a schimbat. Scriptura este clară în privința aceasta și noi nu facem din Debora aici o bază pentru a afirma că credem în faptul că surorile pot să-și asume slujba de păstori. Nu asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că în vremea aceea de criză pentru popor, Dumnezeu comunica cu femeia aceasta și ea a ajuns să fie prorociță și ea a ajuns să fie judecător în poporul Israel, consilier spiritual al acestui popor. Oamenii veneau să fie judecați, spune în versetul 5 la ea, din toate locurile, pentru că aveau încredere în capacitățile ei spirituale și în discernământul ei. Ea a ajuns să transmită vestea eliberării către Barac. Ea este aceea care coordonează pe cei viteji și îi trimite vorba lui Barac, fiul lui Abinoam, iată porunca pe care a dat-o Domnul, du-te îndreaptă-te spre muntele Taborului.
Și ceea ce am citit în această dimineață și vă rog să completați citind și restul capitolului și chiar capitolul 5, cântarea de lauda de Borei, este o descriere a acelui război. E adevărat, generalul de armată este Barak. Barak însoțit de vitejii din Zabulon și din Neftali, 10.000 de oameni care s-au unit împreună. Dar planurile de bătălie au fost revelate unei femei, Deborei. Debora este aceea care îl cheamă în numele Domnului pe Barak să pornească la bătaie. Debora este cel care le asigură pe Barak de faptul că Dumnezeu a hotărât să le dăruiască biruința. Și mai vedem ceva frumos la această femeie evlavioasă. Deși Dumnezeu vorbea prin ea, deși a ajuns la momentul acela la o funcție sau la o slujire cheie în poporul Israel, femeia aceasta a știut să dea slavă lui Dumnezeu și crede lui Dumnezeu pentru biruința lui. Cântarea de Bori este una din cele mai frumoase cântări din Sfânta Scriptură. La fel ca și cântarea lui Mariei sau lui Miriam, sora lui Aron și a lui Moise, cântarea izbăvirii. La fel ca și cântarea Anei, mama lui Samuel. La fel ca și cântarea Mariei, mama Mântuitorului. Cântarea de Bori este una din cele mai frumoase cântări despre izbăvirea pe care o dă Dumnezeu. Citiți-o acasă și bucurați-vă de mesajul ei. Pentru că această cântare vorbește despre un Dumnezeu atotputernic. Într-o vreme în care căpeteniile erau fără putere, într-o vreme în care apăsarea dușmanilor era atât de mare, într-o asemenea vreme Dumnezeu și-a arătat slava într-un mod neobișnuit. A trimis ploaie într-o vreme în care nu se aștepta ploaie, într-o vreme de secetă. Și pârâul acela uscat al chisonului s-a umplut și a devenit o viitură. Și carele acelea mari și înfricoșătoare ale Siserei s-au împotmolit în mlaștină. Și aceea a fost ocazia în care puterea armatei cananite devine cel mai mare handicap. Dumnezeu îi face ca stelele din cer, spune în mod limbaj poetic, să lupte împotriva Siserei. Și Barak împreună cu vitejii lui să câștige biruința. Toate aceste lucruri le scrie Debora, această compozitoare talentată din poporul Domnului. Ne uităm puțin și la Barak și apoi ne apropiem de încheiere. Despre Barak, cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai întâi că a fost un bărbat al credinței, dar credința lui a fost ezitantă. În versetul 8, Barak spune Deborei, dacă vii tu cu mine, mă voi duce, dar dacă nu vii tu cu mine, nu mă voi duce. Ea a răspuns, voi merge cu tine. Știți că Barak este trecut în Evrei, capitolul 11, în lista bărbaților credinței? Dumnezeu declară despre Barak a fost un om al credinței, un erou al credinței. Nu spune niciun cuvânt despre Debora acolo, ci despre Barak. Dar credința lui Barak la început a fost o credință șovăielnică, o credință care ezită. Dumnezeu îi dă porunca, du-te că vreau să dau în mâinile tale pe Sisera. Și Barak pune o condiție care ni se pare, când citim cuvintele acestea, de-a dreptul interesantă. Dacă nu vii tu cu mine, spune unei femei, ce-a crezut el că prezența lui Dumnezeu este legată de această femeie prin care vorbea Dumnezeu? Probabil. Oare Dumnezeu nu putea să fie alături de el și fără Debora? Cu siguranță. Atunci când Dumnezeu îți poruncește ceva, du-te și fă ceea ce Dumnezeu ți-a poruncit, pentru că este problema lui Dumnezeu să se asigure cum vei reuși să împlinești ceea ce ți-a poruncit. Datorită acestei ezitări în credința lui, Debora spune, voi merge cu tine, dar slava nu va aparținea ție, nu-ți va aparținea ție, ci Dumnezeu va da pe Sisera în mâinile unei femei. Barak îl vedem în continuare ca un conducător eficient, îl vedem cum reușește să strângă în jurul lui o armată de 10.000 de oameni și Dumnezeu le dăruiește biruința. Nu mai intrăm în detaliile acestei lupte pentru că timpul este înaintat. Și în final, el câștigă
biruința pentru poporul lui Dumnezeu, o biruință extraordinară. Însă slava de a-l ucide pe generalul Sisera nu-i aparține lui Barak, ci aparține unei alte femei, Iaela, Iaela, nevasta lui Heber, chenitul. Dragii mei, am încercat în câteva momente să creionez portretul pe care cuvântul îl face acestor doi eroi ai credinței la care am făcut referire în această dimineață. Ce învățăm noi și a trebuit să luăm pentru noi? Întâi de toate și întâi de toate o avertizare pentru bărbații care sunt în locul acesta. Dumnezeu te-a chemat și ne-a chemat ca bărbați să fim lideri, să fim conducători cu adevărat. Nu pseudo-lideri care știu numai să bată cu pumnul masă sau cu pumnul altundeva, abuzându-și soțiile și profitând de forța și violența fizicului. Adevărații lideri sunt aceia care Dumnezeu i-a chemat să conducă familiile lor în ascultare de voia lui Dumnezeu, să fie preoți în casa lor, să dea îndrumare spirituală familiilor lor. Doamne, binecuvintează adunarea aceasta cu adevărați lideri. Dar o lecție care o învățăm în această dimineață este: când este criză de bărbați spirituali, Dumnezeu lucrează cu toți cei care îi stau la dispoziție, chiar și cu femei. Și asta este încurajarea pe care aș vrea surorile din dimineața aceasta să o ia. Dacă îl vezi pe soțul tău că nu își împlinește slujba de preot, că nu se ocupă de copii, nu își găsește timp, cineva trebuie să facă lucrul acesta. Nu este situația ideală, dar cineva trebuie să o facă. Și am întâlnit situații și familii în care surorile au biruit influența, dacă vreți, negativă a soțului. Timotei din Scriptură este un caz clar în care o mamă evlavioasă, Eunice, și o bunică evlavioasă reușesc prin modelul lor să biruiască influența negativă a unui tată care nu-L cunoștea pe Hristos. Mă rog din toată inima ca Domnul să vă dăruiască putere să croiți cărări drepte, surori dragi și mame dragi, în familiile dumneavoastră și să stați la dispoziția lui Hristos. El poate să se folosească de fiecare dintre voi, de fiecare din noi care stăm la dispoziția Lui. Un alt lucru și un alt principiu, o altă lecție importantă: când Dumnezeu te cheamă la luptă pentru El, fii sigur de susținerea Lui. Niciodată Dumnezeu nu te trimite undeva, acolo unde prezența și puterea Lui să nu te însoțească. Când Dumnezeu îți cere ceva, pășește prin credință și fără ezitare, în voia Lui și în planul Lui, pentru că Dumnezeu, împreună cu porunca, ne-a dăruit și puterea ca să ascultăm de El. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Și apoi, când Dumnezeu vrea să-și arate slava, nimic nu este prea greu pentru El. Dar absolut nimic, nimic. A fost situația aceea extraordinară în care Dumnezeu a făcut în timpul sezonului secetos ca ploaia din cer să curgă și să transforme pârâul Chisonului într-o viitură și puternica armata Siserei să fie prinsă în capcană. Și Dumnezeu a dat o biruință extraordinară. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici: dar cei ce iubesc pe Domnul sunt ca soarele când se arată în puterea Lui. Țara a avut odihnă 40 de ani, pentru că Dumnezeu a vrut la momentul acela să-și arate slava. Poate ca o motivație în rugăciunile noastre pentru starea de astăzi a poporului Dumnezeu este să ne rugăm mai mult: Doamne, arată-ți slava, arată-ți slava. Și când ne rugăm și Dumnezeu lucrează ca să-și arate slava, nimic nu este prea greu pentru El. Stai la dispoziția Lui, crede în promisiunile Lui, ascultă de porunca Lui, bizuiește-te pe întărirea pe care El ți-o dă și roagă-te ca El să-și arate slava. Amin. Amin. Să cântăm la finalul acestui serviciu divin cântarea de la numărul 391, mai exact ultimele două strofe, strofa 3 și 4.
Când în noi ne vom încrede, nici de cum n-o izbuti, însă când lucrăm cu tine, toate ne vor reuși. Dependență de tine și în ascultare de cuvântul tău. Doamne Iisuse, vrem să-ți dăruim inima noastră, mici și mari, bărbați și femei, toți aceia care am auzit cuvântul din dimineața aceasta și am fost atinși de cercetarea Duhului tău. Doamne, vrem să vezi în noi, bărbați și femei, disponibili să te asculte pe tine. Mulțumim pentru toată puterea pe care o ai în cer și pe pământ, pentru că vrei să-ți arăți slava ta și în generația noastră. Ridică bărbații evlavioși la Emanuel, ridică femei evlavioase, ridică modele demne de urmat pentru generațiile care vin. Și, Doamne, însuflețiți de cuvântul tău și încurajați de promisiunea puterii tale și a însoțirii tale, ajută-ne să pășim în credință. Într-o nouă săptămână, nu ne lăsa să fim biruiți de circumstanțe, de dușmanii sufletului nostru, ci, Doamne, să trăim cu toții în ascultare de tine și să ne bucurăm de biruința ta. În numele Domnului Iisus ne rugăm și îți mulțumim. Amin. Amin. Cu binecuvântarea Domnului și unii către alții ne despărțim.